înregistrare video, vă voi arăta modul în care se calculează statistica descriptivă în cazul unui raster. Această statistică descriptivă vă poate ajuta în diverse moduri. În cazul de față, noi o implementăm în relație cu tema 2, în care eu vă cer să discutați modul în care algoritmul de pantă influențează valorile obținute, pentru că există mai mulți algoritmi prin care se poate calcula panta. Aveți în teza mea de doctorat un capitolaș dedicat, puteți citi acolo. În saga GIS, dacă vă aduceți aminte, panta se calculează cu ajutorul funcției slope aspect curvature din Manager Tools Terrain Analysis Morphometry, da? Prima etapă este obținerea mai multor rastere, astfel încât să putem calcula statistica descriptivă pentru fiecare pixel din cele N rastere pe care le avem noi. Deci vom obține un alt raster în care vom avea valorile de statistică corespunzătoare celor N rastere pe care le introducem. În cazul de față, vom rula funcția de calcul a pantei cu mai multe metode. Și haideți să începem. Avem selectat grid sistemul, avem selectat altitudinea sub forma unui model numeric, va fi creată panta și expoziția care nu ne interesează, dar nu putem alege un set în cazul de față, curburile nu ne interesează și o să pornim cu Travis et al. Ok. Așa. Reluăm rularea funcției. Se poate face rapid din meniu Geoprocessing, Slope Aspect Curvature. Schimbăm opțiunea de la Slope, de pe rasterul existent, pe Create. Selectăm un nou algoritm, Tarbot 1997, da? Rasterul aspect va fi suprascris, nu e nicio problemă. Ok. Se creează un nou raster 06 07 slope. Putem salva, save as și o să salvăm aici slope Travis slope Tarbot. Utilizăm denumirile autorilor care le-au implementat, sau mai degrabă scriu aici slope Travis, enter, apply. O să mai salvez. Slope, dar buton. Apply și continuăm. Create list square fitted plane horn. 1981, ok. Uitați-mi să dau apply, slope horn, enter, apply, rulăm, create la slope, selectăm algoritmul lui Evans, apply, slope Evans, apply, create. În cazul de față o să trecem direct la varianta cu 9 parametri, Zevenbergen. Apply. Create și o să utilizăm versiunea Florinsky, da? Păi luăm de ordine 3, Florinsky. Florinsky. Detalii se pot afla din teza mea sau, dacă aveți nevoie, am lucrările originale ale autorilor. Apply. Deci avem acum, o să închidem expoziția. Ok, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 rastere de pantă, da? Care practic au
calculat panta pe baza algoritmilor indicați. În teza mea de doctorat aveți această secțiune în care puteți să vedeți și formulele de calcul și spațial cum se utilizează pixelii, da? Pentru că există metode diferite. În principiu, doar Saga și alte, doar câteva aplicații vă lasă să alegeți metoda. În cazul celorlalte sunt metode prestabilite, da? De aceea e interesant să vedem care ar fi diferențele între diverse metode. Avem 6 rastere, da? Și acum, Manager Tools, Spatial NGO Statistics, Grids. Este o funcție care se numește Statistics for Grids. Această funcție, o să dau dublu click, aleg grid sistemul, iar aici la Values, dau click pe No Objects, click pe butonul cu 3 puncte, selectez cu tasta Shift toate cele 6 și cu click cele 6 rastere și le trimit în partea dreaptă. Deci le selectez. Este un mod foarte senzațional, dar destul de ok ca interfață grafică pentru selecție. Ok. Deci practic am 6 obiecte, 6 rastere, care corespund, pixelii fiecare corespund cu pixelii celorlalți, da? Gândiți-vă ca un cub creat din aceste felii de rastere și acum pot să calculez o serie de variabile ale statisticii descriptive. Statistica descriptivă se referă la valori de tipul minimum, maximum, range sau amplitudinea, suma, varianța, deviația standard și așa mai departe. Practic, se referă la un eșantion de valori, dar cel mai ușor pentru voi este să înțelegeți media, pentru că o știți de la note, ați luat 10 note la o disciplină, iar media lor este în sumarea împărțit la numărul notelor. Da? Haideți să le trecem pe toate, pe create, media aritmetică, minim, maximum, range, suma nu o să o calculăm, varianța o să o calculăm, deviația standard și cam atât. Restul nu sunt chiar așa de importante sau să ne ajute acum. Apăsăm OK. Manager data și o să le vedem acolo calculate. Haideți să vedem media, da? Media, dacă o să-i atribuim o scară de culori exact ca la pantă, nu? Acest range, 255, este practic, media este o, să zicem, o abordare interesantă. Nu știm ce algoritm să alegem și atunci utilizăm media mai multor algoritmi. Poate fi ok, dar totuși la un moment dat ar fi interesant să ne uităm și la valorile minime. Eventual la valorile maxime. Sau, dacă ne interesează distanța dintre minim și maxim, putem să vizualizăm range-ul, amplitudine. Deja la amplitudine apar niște, să zicem, modificări, niște chestiuni care ne arată nouă că ceva se întâmplă. Varianța reprezintă, practic, ca un plus minus față de medie, să zicem, dispersia valorilor. Tot o măsură a dispersiei este deviația standard. Da? O să vedeți acestea cam toate, range-ul, varianța și deviația standard ne indică un anumit pattern pe care îl vedeți din minim, din maxim și din media aritmetică, poate nu aflăm prea multe. Acum, în cazul interpretării acestor valori, ne putem uita întâi la statistica descriptivă pe fiecare raster, în sensul că la tabul description selectăm rasterul, de exemplu, media aritmetică, sau hai să afișăm și media aritmetică. Se observă valoarea minimă 0, valoarea maximă 35, ceva. Am putea să ne ducem la data și să selectăm fiecare strat de pantă, da?
Panta calculată cu algoritmului Travis, 0,36 cu 37. Vedeți? Deja maximul diferă. 35 aici e 36. Tarboton. Nu mai are 0 curat. Are 0, ceva până la 37. Horn. 0,35 un pic. Evans, 0,35 un pic. Zevenbergen și Florinski, tot așa, 0,35 un pic. Dar vedeți, sunt diferențe. Practic, în momentul când vizualizăm media aritmică, noi avem o valoare aflată între minimul și maximul fiecărui pixel. Noi ne-am uitat la minimul și maximul fiecărui raster. Dar asta ne poate da o informație. Ați văzut că, de exemplu, Tarboton nu avea valori 0 pur, ceea ce ne indică ceva. Ia să ne uităm. De exemplu, să afișăm panta calculată cu algoritmul lui Tarboton și deja vedem niște chestii bune, să ascund umbrirea și altitudinea. Și o să rămânem doar cu slope-ul, cu panta calculată prin algoritmul lui Tarboton și o să vedem că sunt valori. Scuze, trebuie să selectez asta. Sunt valori nule. Dar aici avem valori. Aici avem valori nule. De asta se vede alb din spate, da? Practic sunt valori nule. Nu s-a putut calcula panta acolo. Și putem să începem la algoritm să vedem de ce nu s-a putut calcula panta în general. La algoritmi sunt operații matematice și dacă apare un 0 acolo, deci dacă panta este 0, apare o problemă. Celelalte metode, de exemplu Travis-ul, da? Apare practic panta în aceste zone. Și panta este 0. Da? Nu e nicio problemă să avem panta 0. Aici sunt niște iazuri mascate, e logic. Mai puțin logic e pe aici, unde avem 0 grade, dar asta e situația. Sunt zone plane la rezoluția de 30 de metri. Bun, acum hai să ne uităm un pic la range. Deja vedeți, range-ul începe să capete această textură. Se observă, de exemplu, aici o linie așa aparentă la o anumită scară. Asta ne poate arăta că aici au fost lipite două tiluri SRT în vecine. Poate fi o chestiune. General, acest pattern este dat, poate fi dat și de interpolare, dacă s-a interpolat modelul numeric, sau poate fi dat de variabilitatea spațială a fiecărui algoritm. Da? Acum, pe lângă reprezentarea aceasta pe toată harta, ce putem face pentru a analiza, de exemplu, distribuția valorilor de pante, este să ne alegem o zonă. Deci, o să dau zoom in pe o zonă mai redusă în 2D, unde să înțelegem un pic ce se întâmplă din punct de vedere a reliefului. Să facem o reprezentare tridimensională cu ajutorul altitudinii, un drape cu altitudinea, da? Da, așa. Ca să fie mai clar umbrire și altitudine. Așa, hai să dăm și niște versanți frumoși așa pe aici. Și de exemplu putem face și un profil topografic în zona aceasta. Dar pe profilul topografic o să mai adăugăm și alte valori. Hai să facem profilul topografic, manager, dat, manager tools, terrain analysis, profiles, profile interactive, da? Dar alegem grid sistemul, alegem modelul numeric și uitați aici la values. Noi n-am folosit opțiunea asta când am făcut profil. Putem să adăugăm valorile de pantă și statistica lor. Ok. Profile points, profile line create. Ok, este o funcție interactivă. Da? Transferăm direcția de profil în prima hartă, închidem a doua hartă care ne-a fost deschisă de funcție. Și acum putem pe harta 2D cu butonul Action să desenăm practic
direcția de profil. O să fac una frântă. Dau pe dreapta și de la 0, pentru că am greșit un pic. Clic dreapta. Sunt mai multe valori și văd că rulează. Aștept să-mi afișeze harta. Dublat linia. Nu mă las. Rămânem așa. Dăm click dreapta. Manager data, verifică. Și o să vedeți că în fișierul de tip puncte, când afișăm tabela de atribute, pe lângă distanța la care ne ajută să creăm profilul și valoarea Z, altitudinea, avem și valorile pentru fiecare algoritm de pantă și statistica descriptivă. Da? Haideți să facem și profilul topografic și diagram, distanța la X-axis și la Y-axis. Putem să afișăm Z-ul și atunci va fi un profil topografic. Da? Putem să salvăm rezultatul acestuia, sau putem la properties, la fiecare, după ce am creat profilul la properties, să debifăm Z și să bifăm toate celelalte valori existente, respectiv. Vedeți, Saga ne creează o paletă de culori de la albastru la roșu. Am bifat pe toate, aplicăm, apăsăm OK și iată, practic, avem valorile. Acum, dacă voi ascunde, de exemplu, range-ul, varianța și deviația standard, care au valori mici în general, putem rămâne, practic, cu valorile media, minima și maxima, care, vedeți, sunt destul de apropiate unele de altele, dar vedeți că apar diferențe și putem utiliza un astfel de profil pentru a discuta diferențe, da? Să vedem unde suntem noi pe aici, de exemplu, pe valea asta sau pe zona asta de lungă, să discutăm modul în care variază valorile de pantă, apoi versanții ăștia care vedeți aici, deci putem face interpretarea. Recomand un grafic în care să apară doar celelalte două, celelalte trei, de exemplu, range-ul, variația și deviația standard. Da? E clar că range-ul va fi cel mai mare, varianța urmează și deviația standard mai jos. O să vă dau și niște link-uri să citiți despre statistica descriptivă, ce înseamnă deviația standard, ce înseamnă range-ul. Varianța, celelalte sunt ușor de înțeles, deci asta vă poate ajuta să faceți o, să spunem, o comparație. O să oprim funcția de profil. Ce puteți să mai faceți pentru fiecare raster este să faceți o histogramă. Dați click dreapta pe rasterul respectiv în Manager Data și alegeți opțiunea Histogram. Histogramă este un grafic care ne arată distribuția frecvențelor pentru fiecare valoare. Pe axa X aveți valorile și pe axa Y aveți numărul de pixeli care au acele valori. Problema este că în momentul în care se deschide, de exemplu, o hartă cu panta lui Travis, nu se utilizează valorile de aici. 0, 3, 6, vedeți? De la un 0 la un 8, ca să arate bine histogram. Dați un click dreapta pe histogramă, ea se va duce pe toată distribuția. La vedeți de la 0 la 36 cu 37. Hai să vedem media. Click dreapta, histogram. La fel, dăm click dreapta. Asta este media. Da? Și putem salva histogram. Copy to clipboard. Putem lua valorile. Putem schimba numărul de clase. Spunem 1000 de clase. Spunem 20 de clase. Da? Și așa mai departe.
Histogramele la fel ne pot ajuta să facem comparația între valori. Apoi, pe lângă histograme, mai există posibilitatea să comparăm un raster cu alt raster. De exemplu, clic dreapta pe Slope Travis, Scatter Plot și tot din același grid system, pe lângă Travis, pun Tarboton. Deci am pornit de la Travis, am dat clic dreapta Scatter Plot și am trebuit să aleg următorul raster care îți va face comparație și l-am ales pe Slope Tarboton. Nu modific nimic aici, apăs OK. Acest grafic ce ne arată? Ne arată pe axa X Travis, panta conform algoritmului Travis și pe axa Y panta conform algoritmului Tarboton. Iar fiecare punct de aici este de fapt un, zicem, ca un fel de pixel, un punct de aici, ne dă corespondența dintre panta pe același pixel, da, spațial vorbit, valoarea conform algoritmului Travis și valoarea conform algoritmului Tarboton. Pentru că sunt foarte apropiate valorile, e logic să apară această linie, care este o linie de corelație, de exemplu. Da, adică, dacă panta cu algoritmului Travis e 19, panta cu algoritmului Tarboton va fi destul de apropiată, da? Va fi undeva, vedeți, este în zona asta. Și aici aveți, practic, toți pixelii din raster, iar, cum să vă spun, numărul pixelilor care se vor suprapune la un moment dat este dat de această scară de culori. Deci aici eu știu că sunt foarte, foarte mulți pixeli, pentru că pantele, în cazul modelului nostru numeric, pantele mici, sunt mult mai mult. Da? Deci această culoare la nivelul norului de puncte ne arată de câte ori apare acea situație. Da? Cu Travis o valoare și cu Tarboton o altă valoare. Practic, acest scatter plot ne dă o măsură a modului, ne spune cât de diferite sunt cele două rastere. Se calculează și o corelație lineară, ni se dă R pătratul și așa mai departe. Da? Există posibilitatea să mărim rezoluția 500, să schimbăm paleta de culori și așa mai departe. Da? Deci vedeți aici deja sunt multe, 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 multe puncte. Practic când se utilizează valori mici de genul 10, și display este density și nu puncte, da? Se interpolează cumva, vedeți? Deci trebuie avut un pic de grijă aici. Păi, dacă dăm puncte să fie prea multe, da, sunt foarte, foarte multe puncte, dar cam astea sunt cele reale, da? Practic, sistemul de density, dar cu vă recomand totuși să dați o valoare măricică, că 10 ați văzut interpolează prea mult, hai să zicem 500. Ok. Da, ne dă totuși o distribuție mult mai bună. Oricum, R pătrat ăsta de 99,8 arată clar că valorile corespund. Dar se poate observa un trend, de exemplu, un anumit trend. O să vă las pe voi să-l descoperiți. Pe lângă asta, ce am mai putea face ar fi să reprezentăm tridimensional, dar la 3D, la properties, dați afișez slope după Travis, da? În loc să lăsăm slope-ul pe model numeric, și asta e o variantă, putem să selectăm aici la 3D properties, în loc de altitudine, Travis. Okay. Ce se va întâmpla acum? Practic, suprafața 3D se va duce la valoarea de pantă. Deci nu se mai respectă. Să schimbăm totuși paleta de culori ca să fie mai logic. Utilizăm acel rainbow cu 255. Okay, ok, apply. Da, vedeți, practic aici se ridică pe verticală și drape-ul este la fel. Același se ridică panta, da? În modul ăsta, să zicem, alegem dar buton, putem observa mici diferențe, da? Observăm valorile nule, ia să vedem în Florinski. Ok,
să observăm mici variații și asta ne pot ajuta la un moment dat să realizăm interpretări.